Salut tuturor, sunt aici, bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Scrap Mechanic. Și înainte de a începe, fraților, nu uitați, apăsați și voi butonul de like să strângem foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade în această serie, mai ales că am văzut că vă place foarte, foarte mult și chiar mi-ar face o bucurie super mare dacă am putea strânge foarte, foarte multe like-uri. Oameni buni, în acest clip vreau să ne apucăm să facem o navă spațială, adică o chestie super imensă, super, super mare. Acum, știi care e treaba? Că nu știu cât de mare putem face noi, pentru că vreau să fie super mare, frate, gen maxim relativ. O să începem cu ceva lemn, după cum v-ați putut da și voi seama. În fine, hai momentan, bă, știi cum facem? Hai să nu facem foarte, foarte mare, dar deja e mare. Cum ar fi, gen, nu știu, să facem o mașină de aceste dimensiuni, ar fi chiar foarte, foarte ciudățel. Și după cum v-ați putut da deja seama, o să facem ceva de genul într-un clip de Scrap Mechanic. Sunt alături de Trex, în care mai arată una alta, și în alt clip de Scrap Mechanic încerc eu să fac diverse chestii. Nu uitați să scrieți în comentarii ce chestii ați mai vrea să încercăm să facem aici. Păi, dar e mare, e rău de tot nava asta să-mi bat piciorul. Hai să facem așa, lungă, frate. Dar nu vreau să o fac foarte lată, o facem lungă. Pentru că e mai bine lungă decât lată. Și sună foarte ciudat, știu, dar nu-i bai. Mamă, cât de mare-i trăiți, ară familia să... Hai de capul meu. No, cam atât de mare o să fie nava. For the time being, nu știu dacă o să-mi iasă. Îmi place cum a căzut o lemnul ăsta, s-a proptit. Nu știu dacă o să-mi iasă, v-am spus, dar încercăm, frate, încercăm. Nu știu dacă o să termin acest clip pentru că o să am destul de multe planuri și o să fie destul de complicat, dar încercăm, bă, încercăm, 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 încercăm. Bun, hai momentan să facem interiorul, da? Nu știu, eu mă gândeam, gen, pentru început, frate, punem după locurile pentru geamuri, știi? Da, pentru început vreau să pun așa, să văd exact unde facem și noi ușa. Am învățat și eu, bine, nu era cine știe ce complicat, am învățat și eu să facem frumos o ușă să se deschidă în sus, așa cum trebuie, pentru că eram noob și nu știam cum se face acest lucru. Am învățat acum, mulțumită lui Trex, mi-a explicat el cum stă treaba. Ok, hai că terminăm și pe partea asta. Cred că o să facem întâi, gen, frate, o să punem după propulsoarele și toate cele, o să fie mai multe seturi de propulsoare. Acum eu am niște câteva idei, vreau un buton, spre exemplu, pentru propulsoarele ca să mă ridic, că nu pot să mă ridic altcumva, decât să mă duc așa direct în sus, și niște propulsoare pentru direcție. O să vedeți că am multe planuri, acum vreau să-mi și iasă. Dacă nu o să-mi iasă, o să-i cerem ajutorul lui Trex, n-avem ce face. Bă, eu zic că e destul de mare. Ok, o să intre lumea pe aici prin spate, frate, o să fie mai multe camere până să ajungă la camera de control, cred că îi pot spune așa, nu? Camera de control care o să fie undeva pe aici, momentan. Stai că nu-i bine. Stai, stai, să șterg că vreau să fac totul dintr-o bucățică. Uite, așa. Da, gen pe undeva pe aici o să fie camera de control. Și aici să zic că o să fie ușa. Sau o să facem mai mare, pentru că aici o să pun scaunul. Nu, hai să facem un pic mai mare, frate, pentru că o să pun scaunul acolo și vreau să am loc să mă mișc. Știi? What? Come on, de ce am făcut asta? Dude, de ce am tăiat din navă? What the fuck? Ok, uite, să zicem de aici de undeva să vină camera de control, da? Ia să vedem, ok? Ha, mă, că acum avem spațiu. Aici am... Stai că nu-i bine. Trebuie să pun așa. De aici de undeva să zicem, o să fie ușa, e pe centru, bun. Și aici o să vină un scaunel așa foarte mare. Aici vreau să punem numai geam. Facem așa o navă frumoasă, frate, numai cu geam. În față, că trebuie să vedem așa cum trebuie. Și hai să punem noi deja scaunul pilotului. Uite, să vină scaunul pilotului așa. E ok? Mă gândeam, gen, ar fi fost o chestie să ridicăm puțin telpădeaua și să punem scaunul pilotului puțin tel mai sus. Ar fi fost o chestiuță, nu? Și dacă mă întrebați de ce folosesc lemnul, momentan folosesc lemnul pentru că nu este necesar să alegem alt material. Lemnul este ușor. Nu vreau să alegem, gen, nu știu, concret sau stone sau mai știu ce. Pentru ce? Că oricum e ușor asta. Bun, m-am putea face, fie antenă, gen. Stai așa să văd cam pe câte blocuri este scaunul. Eu vreau să pun scaunul aici pe centru. Bine, nu prea putem pe centru. Uite, îl punem, spre exemplu, aici o să vreau eu să vină scaunul. Am putea face o chestie de genul ăsta, să vedem. Ceva de genul ăsta, ca să fie mai sus. Și aici mai punem două scaune lateral, gen copiloții. Să zicem așa, o să fie doi copiloți aici. Ia. Așa. No? Super, super tare.
Gen, dacă mai vrea cineva să vină cu mine, navă, frate, se pune aici și privește cum decolează acest monstru. O să ne ocupăm de partea de design mai încolo. Bine, oricum v-am spus, s-ar putea să dureze mai multe episoade să facem această navă, dar o să ne ocupăm de partea de design după ce terminăm cu... Gen, eu vreau să văd prima dată nava că merge, că face stânga-dreapta, așa cum îi spunem noi, și după aceea o să ne ocupăm și de partea de design. Deci, momentan, o să fie un dreptunghi zburător. Designul lăsăm la capăt. Eu întâi vreau să fie funcțional. Asta mi se pare cel mai ok, frate. Întâi să fie funcțional și după aceea ne ocupăm de design. Și mai știu eu ce. Hai să punem noi aici, uite așa, ca să arate ok. Aici vreau să punem multe controlere, multe butoane, nu butoane, de astea switch-uri sau switchere, în fine. Nu știu unde aș putea pune eu rotator astea. Eu tot le zic rotators, dar de fapt sunt controllers. Ok. Bă, patru de astea momentan eu zic că ajung, nu? Butoanele, fii antenă, butoanele, hai să le punem noi. De câte butoane și de astea s-au nevoie? Știi cum aș putea face? Uite, fii antrenat, aș putea face așa. Uite, gen până la scaun, știi? Arăta mai ok ca să pun aici, frate, și butoane. Uite, pun aici 3, 4, 5 butoane și 5 switch-uri de astea. Nu? Ca să am ditate. Uite că arată ok. Mă, că arată fain. Ce ziceți voi, mă, băieți, mă? Aici o să fie o ușă tot așa cu... O să punem senzor. O să învățăm și cu senzorul cum e treaba. Deci oricine o să poată intra aici, o să punem senzor ca să se deschidă și pe interior și pe exterior. Că dacă punem buton, momentan, gen butonul pot să-l conectez... Numai un buton pot să-l conectez la biringul care o să fie aici pentru a se deschide ușa, știi? Din păcate. Na, asta e. CSF. Ok, hai să facem întâi aici ușa. Hai să punem ceva bloc. Hai să punem aici concrete bloc. Ce ziceți? Facem aici o ușă de concrete. Da? Punem aici biringul. Nu, stai, nu-i bine. Not good. Întâi vreau să fiu în interior. Și o să lăsăm butonul pe exterior, for the time being. Ca să, na. Să-l putem deschide de acolo, din exterior. Uite, bă, dar nu-mi place, mă, cum arată ăsta, frate. Hai să punem, nu știu, metal block. Punem metal, boss. Punem ușa de metal, frate. Restul de lemn, deci poate intra oricine cu un topor și ușa de metal. Sigur, merge foarte, foarte ok. Taci, mă, că suntem începători, bă, nenicu, bă. Bun, deci, ăsta îl punem la ăsta. La primul, îi dăm aici 90 de grade. Da? Și acum, teoretic, ăsta îl comutăm la buton. Nu. Ăsta îl comutăm la buton. Bam. Și acum, întrebare, cum apăs butonul, frate? Știu ce face, fii atentă. Îl lipim de scaun. Așa. The switch is on the lee. Ah, ok. Deci acum o să meargă, vreau să sar. Să scoatem ăsta. Bam. Mă, câta nava. Și s-a deschis acum, nu? Yes, s-a deschis. Hai să sparg eu aici un bloc. Stai așa. Nu, hai să spargem patru blocuri aici. Ca să pot să intru și o navă. Nu, bun, hai să vedem dacă acum mergem. Bă, am putea lăsa, gen, să fie numai așa, dar după ar însemna... Ar merge, nu? Să lăsăm, zic eu, așa, frate, intru, lăsăm toate ușile deschise, intru navă, închid tot ceea ce trebuie, nu? Super tare. Bun. Asta e ușa de aici. Și dacă apăs pe butonul, merge și ăsta. Beton. Deci merge și de pe scaun și de aici. Uite că super tare. Merge și asta. Super interesant. Ge. Dar bine, atunci nu ar mai avea rost să închid de pe scaun, frate, pentru că vine oricine și apasă pe ăsta, se deschide de aici. Bun. Nu-i bai. Am făcut șmecheria asta. Unde facem noi dita mai... ușa pe aici, pe undeva prin spate. Mă gândeam, uite, gen... tot așa, vreau să fie mare, frate. Vreau să fie... Dita mai ușa, uite ceva de genul ăsta. Eu zic că e mare, frate. Eu zic că e ok. Vreau să se deschidă în sus. Nu vreau să se deschidă în lateral, că ar fi ciudat. Vreau să se deschidă în sus, pe aici să intre lumea în nava noastră spațială. Știi care e treaba? Că noi acum facem o navă spațială, dar nu putem să mergem în spațiu cu această navă spațială, pentru că nu e spațiu, ne lovim de maximul hărții. Ați văzut că ne-am lovit și în acel clip în care am încercat să facem o rachetă. Bun, punem ăsta așa, așa sus, da? Super tare. Punem tot așa, tot metal vreau să punem. Întâi fie antenă. Că știi ce trebuie să facem? Trebuie să comutăm la niște rotatere. În fine. Uite, facem șmecheria asta. Beton. Hai să luăm noi de aici. Și ne ducem mult, 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 mult. Mamă, cât afiro o să fie ăsta, frate. Ne ducem până la... Al doilea rotator de aici. Pe care îl comutăm și la scaun. Adică scaunului. Îi dăm 90 de grade. E ok? Cred că 90, sau minus 90. Nu, 90 ca să vină în exterior. Cred că e ok. Vedem după, în fine, cum iese. Și acum facem tot așa un switch pe care îl punem, uite, aici îl punem.
Și legăm switch-ul ăsta la controllerul acesta. Nu spune că nu l-am legat. E, mai o dată, nu l-am legat. Băi, șmârlan. Bă. De switch, serios, deci nu pot să fac atât de lung? Sau care e șmecheria? Uite, la asta am mers. De ce n-am mers la asta, al doilea? Am conectat ceva la asta, al doilea? A, l-am conectat la scaun, mă. Nu-i bine, nu trebuie să-l conectez la scaun. Fuck me. A, pe așa, atunci știi ce trebuie să facem? Trebuie să mergem la... Nu știu în care intră. Boss, în care intră? În primul sau în altul? Mergem la primul, îl scoatem și ducem butonul iarăși la celălalt. Mamă, ce înseamnă să fii începător, frate? Mă încură, mă, nu știu de astea. Ok. Și uite cum se deschide. Mergem aici. Fine. Și ca să închidem, pur și simplu mergem aici. Putem să legăm acum și la scaun, dacă nu mă înșel. Așa, ia. L-am legat la scaun. Nu l-am legat la scaun. De ce? Pe bă, idiot. Stai. Asta nu trebuie să fie neapărat legat, frate, la... Bag piciorul. Nu trebuie să fie neapărat legat asta la cont. Sau trebuie să fie... Mă depășește, stai un pic. M-am încurcat total. Deci m-am încurcat total, frate, să-mi bag piciorul de nu. Deci, la ăsta se duce una așa. Una către ăla și vine și... Ba nu, la sca... A, la scaun buton, mă, nu, ce, sidio, nu, control, la scaun buton, mă. Și acum hai să vedem. Pe 1, închidem ușa asta, pe 2, închidem ușa aia de acolo din spate. Deci avem momentan două uși pe care le putem închide. Super tare. Trebuie să le deschid pe ambele, deci pe acolo intră navă, aici o să închid după aceea. Mă gândesc dacă să scot aceste butoane, uite, scrie gen, să scot aceste butoane, frate, să las gen când ies din navă, să las toate uștile deschise, după intru și le închid, ca să nu poată intra oricine, știi? Cam asta este ideea. Super tare, deci avem șmecheria asta cu ușile făcute acum. Bun, hai să mutăm noi ăsta, îl ridicăm mai sus. Bă, vreau să mă axez acum pe... Mă, mă, navă, nici nu știu care e fața, asta e fața. Vreau acum să vedem... Cum facem noi cu propulsoarele, frate? Nu știu cum să le pun. De fapt, stai, mă gândesc cum am putea noi să le punem. Știi ce o să fac? Fii antenă ce o să fac. Eu aici, jos, o să mai facem un... Am eu o idee. Eu pot să leg suspensiile astea, off-road, fii antenă. Să legăm suspensiile astea la un sistem pe care vreau eu să-l fac acum, gen fii antenă. Eu vreau să măresc aici cu câte blocuri. Uite ceva de genul ăsta. Ia să văd dacă e ok. Cât spațiu ocupă propulsorul? Gen ce înălțime are? Hai că e ok. Super tare. Că vreau să maschez propulsoarele să nu se vadă din exterior, știi? Și vreau să pun aici ceva de genul ăsta și o să fac în colțuri să văd cum pun eu cumva suspensiile alea. Să nu ne lovim tare de pământ, nu? Amă, care e și fine. Dar bine, acum ideea e cum facem cu ușița aia. Stai un pic, că nu m-am gândit la asta. Că asta o să vină până aici. Știi? A, se deschide. O să putem sări. O să facem mai... În fine, vedem noi după. Dar o să putem sări, nu-i problemă. Dacă iese totul așa cum vreau eu. Bine, acum trebuie să facem șmecheria asta. Super tare. De aici așa. Și mai avem pe două părți, frate. Spate și lateralul ăsta la alt. Aici. Am că o să iasă fain. O să, deci, cred că o să fie o construcție care o să-mi placă după ce terminăm, vă spun eu, după ce terminăm, v-a spus aspectul, o să lăsăm la final, gen culorii, cum facem noi să arate mai navă spațială, nu cum este acum. O să lăsăm pentru final, acum vreau să văd că funcționează, că pot să mă duc stânga-dreapta, că gen schimbă direcția, că decolează, că aterizează cum trebuie. Asta mă interesează pe mine prima dată, da? Și vreau să vă reamintesc încă o dată să nu uitați să apăsați și pe butonul de like, să strângem foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe episoade. Episoade. Bam. Bun. Super, super tare. Deci, frate, toată partea asta, sincer să fiu, hai să vedem cum punem noi acum propulsoarele. Mamă, ce idee. Deci, bă, fii antenă. Pentru schimbare de direcție. Deci hai întâi să punem propulsoarele astea de aici, o să pun niște propulsoare pe undeva, ia să văd, dacă le pun aici. Astea au loc, nu? Au loc. Și dacă eu le pun aici și le pun ceva de genul ăsta, ăsta ajunge să fie lipit și aici nu e lipit, nu-i bine. Nu vreau să fie lipit, știi, ne?
Nu-i chiar la mijloc, dar ar trebui să fie la mijloc, frate, se ridice așa cum trebuie nava noastră, nu? Nava noastră spațială. Ar trebui să fie pe mijloc. Atunci știi cum facem, boss? Lăsăm așa. O să lăsăm numai două. Știi, stai așa să văd eu. Așa, și o să fie liber în centru. Atunci punem așa. Și mă gândeam aici să facem o linie. Sau punem din 3 în 3. Bă, hai să punem așa cum ne taie pe noi capul momentan. Vedem noi după cum le aranjăm. Să văd dacă o să funcționeze așa cum mă gândesc eu că o să funcționeze, bă. Bam, bam, bam. Și aici la capăt. Super tare. Bă, ăla e lipit de capăt? Să văd. Da, mi-e lipit de capăt. Hai să le lipim și pe astea de aici. Nu? Hai să le lipim și pe astea de aici, așa. Ok, stai așa. Aici trebuie să facem șmecheria asta. Să pun să văd cât de... Ok, super tare. Hai trebuie să mai facem pe toate rândurile astea, frate. Bă, deci o să fie o navă super, super șumacheră. Trebuie să ridic eu puțin mai sus. Cât de sus se poate ridica? O, ăsta e maximul. Beton, deci o să fie o navă super, super șmecheră, frate. Deci mie cel puțin, cred că o să-mi placă destul de mult. Adică la skill-ul meu de construcții, știți și voi că nu-s eu cu construcțiile, dar încerc, frate, încercarea moarte n-are pentru toate un început, nu? Am încerc și eu aici talentul, să vedem dacă este. Acum încerc să le pun să se potrivească cât mai mult, știi? Să fie cam prin același loc. Ok. Bă, hai să lăsăm așa momentan, fii antenă. Hai să lăsăm așa momentan, vreau să le leg pe toate. Mamă, cât o doresc să le legăm pe toate, brade. O să le leg pe toate la... În primul rând la... Bă, astea cred că trebuie să le legăm la scaun. Nu? Sau nu la scaun, că... nu știu cum să fac, dacă le leg la... Ba nu, hai să le legăm la scaun, ba piciorul. Putem să le legăm la scaun. Gen, cum ne urcăm în scaun și apăs W să pornească, frate, nu? Să nu stăm pe gânduri. Prea mult. Mai ajung acolo, mai ajung acolo, mă. O, uite că duce. Uite, acum nu mai pot. Acum trebuie să mă duc să le iau așa. Gen, nu? Bă, duce. Poți să le iei de la destul de multă... De la o distanță destul de mare. Nu mai știam să vorbesc. Dar... Câte conexiuni o să aibă nava asta, frate. Nava spațială forfaxie. Și acum mă gândesc că în realitate, când se fac toate show-urile astea, vă dați seama? Doamne, câte sisteme au ăștia, câte chestii trebuie să facă, frate, foarte, foarte complicat. Bine, ei sunt o echipă, vă dați seama, fiecare lucrează acolo și vede de treaba, dar trebuie să se coordoneze, trebuie să comunice între ei. Deci, nu știu, mi se pare foarte complicat. Sau poate doar așa mi se pare mie, cine știe. Hai să facem asta ca să meargă mai... Să meargă mai repede. O să terminăm repejor. Eu vreau doar să văd că se ridică nava. Ar fi chestia. Bă, să se ridice și să ridice, știi? O să las momentan, de fapt nu. Fii atent, o să lăsăm momentan puterea acestor... Puterea acestor... am uitat cum se numesc. Ce dracule am un lapsus? Cum se numesc astea? Thruster. Da. Oh my god. Rachetă. O să lăsăm puterea normală. Momentan. Ca să vedem dacă merge ok. Știi? Și după modificăm. Bă, toate astea sunt legate? Uite, astea nu sunt legate. Uite, astea de aici nu sunt legate. Am primit un mesaj pe Facebook, îmi cer scuze, iarăși am uitat să dau volumul Facebook-ului încet. Gata, bă. Deci, teoretic, ar trebui să fie toate active. Stați așa să dau și eu volumul Facebook-ului încet. Opa, așa, bun. Bă, era dat cam încet, dar nu era la maxim. Ok. Super tare, asta e să... Bă, eu dacă scot asta, rămân prins aici, nu? Hoba! Ok, hai să intrăm pe aici, prin față. Ioi, se lasă pe dreapta. De ce? A, ca Metal Block în partea elaltă, boss. Da, uite, n-are destulă forță, vă vedeți? Deci toate sunt active. Ia uite. Și se lasă pe dreapta foarte, foarte mult pentru că am pus blocurile de metal. Hai să deschidem. Știi ce facem atunci? Hai ca să echilibrăm. O să facem o ușă pe fiecare parte, nu? Ca să echilibrăm. Mi se pare cel mai ok așa, frate. Ușă pe... Stai un pic. Deci, bă, nu-mi dau seama. Deci de aici ar trebui. Am luat bine? Gen... Hai că am luat prost. Uite, pot intra. Asta așa dovadă că merge treaba bine. Ia stai așa să umplu. Mă enervează. Nu mă duce. Ok. Și aici la fel. Mă gândeam să fac ceva de genul ăsta. Știi?
Stai să scot eu asta de aici. Și practic aici, nu știu, să fie parte din spate în care să n-aibă acces, punem noi ceva sistemă pe aici. Și aici să fie iarăși o ușă, tot așa deschisă de mine. Și aici spunem pe margine scaune, chestii, trebuie să socotel, știi? Aici pur și simplu să fie locul pe unde o să intre navă. Ha, mă, că e o idee bună asta, nu? Ia ziceți și voi. Asta eu chiar zic că este o idee destul de ok, frate. Destul de bună. Acum ideea e că de ce... Da, bun. Și aici, uite, am putea face asta așa. Și de aici așa, știi? Aici facem tot așa o ușă. Ia, stai să închid eu ușița asta. Uite, facem tot așa o ușă. Să poată fi acționată și de către mine, mă gândesc, nu? Să, gen, să o acționez și de pe scaunul meu. Ok. Păi, facem așa, hai să facem ușa acum. Bam. Ce vreau să pun eu? Metal block. Pune metal block. Stai că trebuie să... S idiot. Stai să fac eu asta din interior mai bine, pentru că trebuie să mă plimb să și conectez. De ce nu? A, trebuie să iau de aici. Ok. Deschidem aici. Stai să conectez eu ăsta. Bă, merge să-l conectez la același controller? Da, mă, merge să-l conectez la același controller. Ești nebun? Și pe exterior, cum ar veni, ar trebui să pun... așa, întâi să conectez eu butonul la acest căunaș. Dar n-am buton. Ești din el, zis Andrei. O, da. Punem aici momentan. Ok. Asta la asta. Nu, asta la controller. Ok. Și tot butonul la scaun dacă vreau. Nu a mers să-l conectez la controller? Yeah. Da, la nu. La controller trebuie, mă. A, e deja un alt buton conectat la controller, frate. De-aia nu merge. No, uite că știam eu ceva, totuși. Deci trebuie, practic, să conectăm ăsta la alt controller. Deci fie antenă. Ce chestie. Îl conectăm la controllerul ăsta. Controllerul ăsta îl conectăm la buton. Și atât. Teoretic. A, și să... Stai că am uitat să spun 90 de grade și... 90 de grade aici. Beton armat, frate. No, cam asta trebuie să facem noi. Nu, să se deschide în interior. Punem minus 90 de grade, nu? Să se deschide în interior, practic. Ca așa în exterior e ciudat. Deci îi punem aici minus 90 de grade. Și gata, boss. Uite că merge acum. Super tare. Hai să vedem. Asta se deschide în interior, că na. Motive diverse. Bun! Avem și aici șmecherie. Ok, trebuie să facem și aici o portiță. Hai să facem acum, ca să nu ne mai complicăm. După trebuie să punem la fel. Bearing-ul aici. Metalul. Cât cuprinde. Așa. Conectăm ăsta la alt controller. Deci uite că trebuie să avem mai multe controlere, frate. Conectăm ăsta la alt controller, căruia îi dăm tot așa 90 de grade. S-a închis, doar. Așa, ăla e deschis, dar nu, îi trebuie minus 90 de grade, boss. Să se deschidă pe partea cealaltă, cum ar veni, nu? Minus 90 de grade. Ok. What? Ce s-a auzit așa? S-a deschis. Dar ce s-a auzit așa, lol? S-a lovit de ceva? Nu cred. Beton! Uite cât de fain se deschide. Ok, deci avem toate ușile astea. Bă, dar stai că n-am... Hai să pun aici și un butonaj, totuși. Butonajul nostru fericit. Conectăm acest butonaj la... controller. Nu la controller. Deci de fiecare dată uit la ce să conectez butoanele, frate, să-mi bat picior. Deci eu sunt paralel. Conectăm întâi la scaun fiecare. Deci ăla e 3 și ăsta o să fie 4. Nu! N-am dat bine. Așa, și ăsta îl ducem pe scaun să fie 4. The switch is not connected to anything. Cum să nu fie, mă, conectat? Bă, băiatul, bă. E conectat, mă. Sunt prea multe conexiuni, deci nu mai dau seama. Sunt prea foarte, foarte multe conexiuni. Să-mi bag piciorul. Deci, bă, uite, ăsta e conectat la scaun. Și la controller. Și am făcut același lucru. Sau... Dude, mă enervează. Deci, deja s-au prins foarte multe conexiuni aici în față și eu nu mai dau seama exact, știi?
Unfortunately. Foarte, uite, le-am pus pe toate aici și nu mai dau seama care vine aici, care vine aici, care vine. Deci eu acum ce switch folosesc? Eu folosesc switch-ul ăsta, da? În care intră. Ah, bă. Asta de aici de sus, unde l-am pus, mă? Băga-mi aici piciorul în el. În ăsta primul, nu? Nu în ăsta. Și dacă îl duc eu un buton aici, nu mere, mă. Așa, mă. Băga-mi aici piciorul. Am încercat, dar nu ducea. Deci avem. Le închipă toate, avem așa. Bam, 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 bam. Patru se deschide mai greu. Am încercat acolo. Dar uite cum se deschid toate. O să le mutăm noi ordine, o să mutăm gen 1, 2 să fie astea din spate. 2, 3 și 4 să fie astea dinăuntrul navei. Ok, am terminat cu astea. Azi vedem acum. Fii antenă. Hai să mutăm. Vreau să ies eu din navă, în primul rând. Să mut asta undeva mai aici. Și să dau putere maximă, pentru că ați văzut, nu prea merge cu puterea, frate. Nu prea merge cu puterea. De fapt, nu maximă. Hai să-i dăm până la penultima, acest ce-ți dăm până la penultima. Să vedem cum merge. Mama, acum trebuie să stăm ceva mai mult să facem toată șumacheria asta. Îmi vine să și strănut. Și nu înțeleg de ce trebuie să dau de... mor! Mor, 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 mor! Nu mai mor. Nu înțeleg de ce trebuie să dau de două ori pe E. Uite, dau o dată E și n-a mers. Trebuie să dau de două ori pe E, frate. De ce faci șmecheria asta? Ca să-mi intre în meniul ăsta nesimțit. Bă, nesimțit meniul ești, mă, meniule, mă. O, așa. Hai că terminăm repede cu asta. Vedem după cum ne luăm noi zborul. O să fie mai grea după ce ne băgăm și pe partea de design, o să fie mai grea pentru că, vă dați seama, o să-i adăugăm elemente de astea faine. Probabil o să punem și ceva mai mult metal, deci o să fie mult mai greu, o să trebuiască mult mai multă putere. Oricum, astea sunt numai motoarele care să ne ducă în sus, în partea de sus. Știi, acum o să vreau și pentru direcție, o să modificăm și pentru direcție, dar cred că o să facem în clipul următor, că acum vreau să văd că se ridică, frate, asta mă interesează pe mine în acest moment. De la pământ. Da, bun, scoatem asta. Oh my god, cum se aude. Hai să vedem. Oh, da, se lasă ceva mai mult pe dreapta. Deci cred că o să-i dau puterea unui motor din dreapta ceva mai mare. Bă, se ridică, this is good. Deci dacă se ridică e ok, vedem noi după cum facem cu stabilitatea. Oameni buni, cam asta a fost episodul, clipul următor o să continuăm, probabil o să ne ocupăm mai mult de direcția, să deschid eu toate astea. Eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apare cât mai multe episoade în această serie. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau bă, pa!